Foxy, pe unde umbli, Foxy? Sunt în baie. În baie? Oglinda, nu intra. Ștergi oglinda? Nu intra. Foxy, ce faci aici în baie? Intri. Ce faci? Probezi apa să vezi cât de caldă e sau da, ce faci aici? Da, fix asta făceam, da. A, înțeles. Și înainte mi-ai zis că ștergeai oglinda. Păi, știi cum să zic, eram aici, stai să-ți arăt. Wow, așa. Am uitat hainele. Eram aici, mă uitam la oglindă. Așa. Și ziceam, ce fain arăt. Și după aia zis, hai să vedem mă de cadă dacă funcționează, dacă face bulbuci. Sper că nu cumva încercai să scapi de muncă. Ce? Eu de muncă? Doamne, da, cred că te ascundeai ca să nu faci curățenie, recunoaște. Nu. Recunoaște, Foxy. Păi probam că dacă cică e cu jacuzzi, da. Dar nu se pare că face bulbuce. Da. Păi... Bagă mâna aici, să face bulbuce. E cu jacuzzi, numai dacă bagi tu capul sub apă și faci... Dar trebuie să te chem să însufli, că eu vreau jacuzzi cu bulbuci. Am înțeles. Haideți să facem curățenie, Foxy, și lasă cadă acolo frumos el, da. Apropo, voiam să zic că de asta te căutam, ai găsit încă 3 ventilatoare. Încă 3 ventilatoare le-am mai găsit aici în beciul ăsta, da. Da, nu știu. Unu, așa? Da, unul era și acum au mai apărut încă 3 în beci și le-am găsit. Auzi? Da. Și ce mă gândeam? Tot mobilierul ăsta cred că e blestemat. Hai să scăpăm de el. Păi asta zic și eu, hai să scăpăm de tot mobilierul ăsta, să-l ducem pe aici, de aici să facem curățenie și să putem și noi să trăim ca niște oameni normali, nu? Sunt de acord. Eu nu vreau să renunț la casa asta, că e prea ieftină. Păi stai așa, uite. Da, distrugem mobilierul, ia-l și ei, după aceea aruncăm toate rămășițele, gen, aoleu, dar vezi că tu distrugi casa, Foxy, stai așa să refac da, aici. Da, laterale. A, și apropo, a trebuit ca toată lumea să rupă butonașul de like și de subscribe, nu crezi asta? Neapărat, ca să nu ne mai bântuie nimic, să scăpăm de toată mobila. Păi de asta zic și eu, dar stai așa că eu am un topor aici în buzunar, uite aici, îți dau și ție un topor. Păi da, de asta, uite, ia toporul, cu toporul merge mai bine. Vezi okay. Că ți l-am dat, da, cu toporul ar trebui, uite, vezi? Wow. Altă treabă cu toporul, nu? Nu știți, spart geamul. Aoleu, repară geamul, Foxy, să nu intre vecinii și ușa, ai spart-o. Doamne, Foxy. E că pun geam până una alta. Stai așa, că punem ușa la loc, cum să pui geam? Tu pui geam în loc de ușa? Uite, acum ce am de mână? Nu trebuie să distrugem casa, trebuie să distrugem mobilierul. Gata, uite, am terminat și cu ventilatorul ăsta. Mai avem un cufăr aici. Fotoliu, cufărul, toate astea sunt blestemate. Da, trebuie să le aruncăm pe toate să scăpăm de ele. Credeam și eu că o să mă mut în sfârșit într-un oraș. Și masa asta urâtă n-are ce căuta aici, da. Deci efectiv nu are ce căuta aici masa asta. Așa, asta, așa, că iar Foxy spa distruge tot. Distruge toată casa, Foxy. Hai să căutăm peste tot să ne asigurăm că nu a mai rămas nicăieri mobilier. Da, eu mă uit la etaj, vreau să scap și de... Vreau să scap și de asta, de canapeaua asta dubioasă. Scapă de ea. Aoleu, dar nu cred că mai putem să mutăm de aici. Mamă, nu zic că și asta e mutuită. Cred că da, Foxy, că nu pot să mai mut de aici. Doamne, efectiv nu mai merge. Foxy, vezi că tu distrugi totul și canapeaua rămâne acolo. Ai scăpat de ea. N-ai scăpat de ea, e jos canapeaua. Adevărat. N-ai prea scăpat de ea, ai distrus mai degrabă podeaua. Doamne, o distrus Foxy acolo podeaua. Nu îngropa sub casă canapeaua că s-ar putea să se întâmple lucruri dubioase nu, după aceea. Nimic, am îngropat-o sub casă. Unde ai îngropat-o, Foxy? Asta e să văd. Sub casă. Și dacă vine noaptea și ne bântuie canapeaua, unde ai îngropat-o? Aici. Aici? Aici, da. Unde e? Asta e să vedem. Da, e acolo, o văd. Aoleu. Doamne. Dar bine, Foxy, gata, uite, astup, dar pun aici așa... Un semn. Un X, da. Ca să știu.
Dacă se întâmplă ceva de aici, se întâmplă. Nu, bun. Hai să mai vedem dacă mai avem mobilier pe care trebuie să scăpăm. Nu știu dacă am terminat cu tot mobilierul de la etaj, gen. Eu un vecin cu motocicleta. Da, am văzut și eu, dar... Dar gen, o fugit după aceea, nu știu, e super dubios ce se întâmplă aici. La etaj nu cred că am terminat tot. Da, mai avem o cameră la etaj, stai așa că vine acum. Avem un pat care mă urmărea. Ce am descoperit? Ce ai descoperit? Oare unde duce beciu? Unde-i beciu? E un beci aici. A, e beciu de unde am scos eu astea? Sigur? Da, de aici am scos eu ventilatoarele. Ce? Stai puțin, când am... Ce știi unde duce? Când am intrat eu, era mai mare beciu decât e acum. Ce știi unde duce? Poate o să pun într-o zi de curiozitate. Da, dar nu arăta așa când am intrat eu și am scos ventilatoarele Foxy. Asta și să mergem să vedem dacă mai e ceva la etaj de distrus. Da, haide să urcăm pe aici pe scări. Am luat patul, mai avem un dulap de luat. E un dulap, da. E un dulap, uite, și ăsta se uita dubios la mine. Da, gata, am rezolvat. Nu mai e nimic, Foxy. Aici la copii. Deci gata, nu mai e mobilă. Gata, am luat toată mobila, dar hai să mergem să o aruncăm undeva. Hai după mine, hai după mine, hai după mine. Să mergem undeva să o aruncăm departe, da. Da, stai să mă gândesc pe unde să mergem. Vino după mine, vino după mine, vino după mine. Uite pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Hai de repede, hai de repede, hai de repede. Hai repede, 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 repede. Așa, gata, haide, haide, haide. Cine ești ăsta redubios? Da, da, da. Uite, uite aici putem să o ascundem. Uite aici, Foxy. Dar trebuie să-i dăm foc. Da, 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 le dăm foc. Dar uite, le băgăm aici așa. Aruncă-le pe toate aici. Acum, asta este cam și un ventilator de aruncat. Da, uite și asta așa că le arunc pe toate. Și da, masa da, și ăsta. Sper că... Aruncă da, tot... De supă, ca să nu ne facă probleme. Da, aruncă tot, aruncă tot, aruncă da, tot ce ai. Foc. Ai uite, acum nu, am ceva și mai bine, am lavă la mine, ia uite. Am lavă și cu lavă le distrugem, ce Foxy, știu, uite. Uite. Gata, le-am distrus pe toate, Foxy. Uite, am făcut și un foc. Ai făcut foc de tabără aici? Păi, nu, mai e ceva de ars? Gata, uite, acum, de exemplu, dacă... Ia uite, nu mai e nimic, vezi? Au dispărut. Super! Wow! Făcut, am scăpat de ele, hai să stingem focul, da? Ce mă bucur că am scăpat de mobilierul ăla dubios care ne bântuia toată ziua și toată noaptea. Vecini, ce mulți vecini avem aici? Da, s-au mutat o grămadă de vecini când am venit noi, mai știi că nu era aproape nimeni aici? Da, nu cred, da, zici că ne urmăresc cumva, nu știu, e foarte... Da, și uite că am luat-o eu de aici, uite. Nu știu ce au făcut aici. Nu înțeleg de ce vor vecinii ăștia să intre tot timpul la noi. Habar nu am, Foxy. Trebuie o securitate mai bună. Ce faci, te-ai apucat de repara casa? Păi, dar mi-au stricat vecinii pe aici. Opa, stai așa că uite, mă apuc și eu să o repar. Gata. Trebuie să luăm camere de filmat și nu știu ce le facem, dar vecinii ăștia au o tendință ciudată de a intra la noi. Da, parcă ne urmăresc, dar uite de atunci când am ieșit afară. Nu vine să nu vin lângă noi. Uite-te în spate. E o mașină în gata noastră. Nu! Aoleo, trebuie să fac eu toată treaba. Eu vecini dubioși aici. Opa, și stai că nu știu dacă pot Foxy să moarcă mașina asta. Acum, uite, da, am reușit. Dar unde sunt toți vecinii ăștia? Unde au dispărut? Nu știu, dar trebuie să facem o ședință cu tot cartierul să-i rugăm să nu-și mai pună lucrurile la noi în casă. Chiar că, uite-te și tu ce aici, e plin de mașini în jurul casei noastre. Zici că-s paparații. Exact, și noi nu avem nici măcar o mașină. Ce ne facem? Da, și nici măcar nu suntem cunoscuți, nu ne știe nimeni. Nimeni nu ne știe. Cine-i Foxy? Cine-i Houdini? Nimeni nu ne cunoaște. Exact, asta zic și eu. Paparazzi aici.